Mă numesc Olesa, am 33 de ani, sunt angajată în domeniul de marketing. Actualmente sunt în funcția de șef marketing Toyota Chișinău Continent și Lexus Chișinău. Până la această funcție am început o istorie frumoasă în marketing, în istoria de a face promovare și publicitate din anul 2015. Păi cine altcineva, dacă nu Dumitru Talmazan, hai să spun eu, guru în social media marketing, nu cred că cineva ar putea să aleagă altceva dacă l-ar fi știut pe el. Doamne, o carismă extraordinar de mare în această personalitate, care eu aș spune că trăiește nemijlocit în acest domeniu și probabil orice pas pe care îl face, eu cred că gândește doar în prisma marketingului. Deci ca să nu-l alegi pe el, nu știu, n-ai scuze. Probabil nu-l știai sau nu-l știi dacă ai alege altceva. Activând în MAIP, am avut oportunitatea, să spun, șansa de a lucra cu o echipă mare de specialiști, în care erau designeri, în care erau experți în social media marketing, mai mulți decât unul. Respectiv, atunci când am plecat într-un domeniu mult mai gust, am întâmpinat prima provocare. Trebuie singură să cunoști Google Tag Manager, cum să instalezi un pixel, cum să baci HTML-ul acela, cum să-l extragi din Facebook Ads și să-l pui în Tag Manager și el încă să mai activeze. Și am decis să fac acest pas, să vin la Talmazan, de la expertul numărul 1, da, nu știu dacă doar în Moldova, asta din păcate nu s-a studiat, și să preiau câteva din cunoștințele sale, pentru că le are foarte multe, și să încerc a utiliza corect, eficient și eficace banii pe care mi-i pune la dispoziție compania în care activez. Viitorilor studenți de la Talmazan le-aș recomanda un lucru pe care este să-l întrebe sau să-l bată la cap pe Dumitru atunci când va fi un loc liber în echipa lui, să vină aici. Aici, alături de toți voi, colegii, da? De la Talmazan, să activeze aici, chiar și gratis, fără salariu. Dar știi de ce? Pentru că sunt sigură că ar și 2-3 luni alături de voi, alături de Dumitru, vor fi cele mai bune cursuri din marketing. Pentru că după Talmazan sau după jobul de la Talmazan, practică, spuneți cum vreți, eu sunt sigur că toți te vor vrea în compania lor sau cel puțin vor avea încredere și îți vor oferi doza lor de tot încredere, să-i spun, sau nu știu, banii, bugetul lor, responsabilitățile lor pe umerii tăi, pentru că vor avea încredere că tu vei gestiona acțiunile și bugetul eficient.